Hei, dragilor, bună, bună seara! Acum am ajuns la căsuța noastră. Ia uitați ce am găsit aici! Doamne! Cum miroase trandafirii ăștia! Roz cu alb, amestecat și cu lila, așa un pic, dacă îi vedeți. Da? Sunt și cu lila, vedeți, da? Alb și cu rozaliu, așa. Deci o minune de trandafir, uitați! Am găsit o metodă. Nu lăsăm furtunul să meargă non-stop cu apă, că ar fi prea mult, dar ia uitați ce cu florile. Este a doua florire a rol și aici are începe și trandafirul cu scut foarte mare, foarte frumos a crescut. A lăsat bidonul cu apă aici, îl vedeți? Și este gol. De 2 săptămâni s-a golit cu picătură, cu picătură, soțul a făcut picătură cu una jos, l-a lăsat prin cu apă, dar trandafirii noștri, faptul că ori avut apă, arată super ok. Da. Foarte bine arată, vedeți? După o să aprind. Acum am oprit blițul. Ia uitați cum arată. Da, florile noastre au crescut foarte, foarte fain. Nu s-au uscat deloc. Trandafirul s-a înflorit și el. Mai cum miroase venim aici, deci n-am cuvinte să vă spun. Nu mai puteam să nu vă arăt. Să nu vă arăt cum arată florile dacă am pus bidonul cu apă. Când plecăm acum, iar o să-l punem, pentru că încet, încet, ia uitați aici. Uitați trandafirul nostru. Încet, încet, punem apă ca trandafirii să nu fie. Uitați ce-a crescut, ce frumos a crescut floarea asta. Doamne, ce frumos a crescut, uitați-vă. Da, trandafirul a crescut nemaipomenit. Dacă avem apă, aici iar pusul tot așa. Și da, ia uitați aici. Doamne, cum arată trandafirii ăștia, foarte frumos. Trandafirii ăștia au florit, cred că a 5 ore anul ăsta. Doamne, dar cum miroase, fai, da, fraților, cum miroase. Și da, stufa mea de clopotlei miroase, este ca și crinul alb, așa de fai miroase. Deci, ceva de fantastic, ceva magic. Ceva magic arată. Trandafirii ăsta este un trandafir cătărător, sper să se și facă. S-au dezvoltat foarte bine, fetele nu mai pot de bucurie, fiecare își pun ale lor treburi. Ia uitați cum a crescut acest trandafir de mare. Ia uitați-l. Ce avem aici, domnule? Uitați, am pus sticle cu apă și uitați stufa mea cum s-a făcut. Asta face multe flori. Doamne, dar ce au crescut florile. Faptul că le-am pus apă, da. Deci arată bine și trandafirii mei de două culori. Arată super, super fain toate florile. Wow, ce frumos arată. Uitați-vă la tufa asta mea. Uitați-vă la tufa asta cât e frumoasă, dar cum miroase, Doamne, cum miroase, zici că e, nu știu, regina nopții, crinul de noapte, așa miroase. Asta te întâmpină dacă vii, când venim noi acasă, uitați trandafirul ăsta, cât boboci are, urmează să înflorească, deci arată super bine, deci Doamne, nu i-o lovi nimica, deci sunt foarte bucuroasă. Tura care vine urmează să le lăsăm iară, uitați că se întinde trandafirul ăsta, trebuie să le facem ceva protecție, pentru că e chiar la colțul de la terasa închisă și trebuie să-l facem cumva, că nu se vină făcută toată marginea, ca să zic așa, la terasă, trebuie cumva protejat, îi facem noi un gardulel din ăla din lemn, soțul sau cine, cred că el o să-i facă, pentru că se pricepe la orice, are mâinile de aur, cum se spune, și atunci am așa un noroc, lampa noastră cu își schimbă culorile, acum e pe verde, imediat se face roșie și tot așa își schimbă culorile. Acum e roșie, se vede, da? Acum s-a făcut roșie. Ia uitați, tufa asta și la tufă trebuie, pentru că se întinde foarte mult încoace, trebuie să îi facem așa o protecție ca să nu călcăm pe ele, pentru că e păcat. O să încerc să dau după trandafir, dar din păcate tufa se extinde la lumină și vine încoace. Trebuie să vă protejez mâine, să mă ocup de ea, ca să o fac să fie, Doamne, ce am aici, uitați-vă, cum, ce culori, ce veselie, cum să nu-ți vină să vii aici, e o minunăție, dragilor, o minunăție, ia uitați tu, clopoței mei se întind până în partea asta la altă și cred că o să se întindă mult încolo, foarte bine, o să am clopoței, dar miroase impecabil, așa că, ia uitați. Deci arată super bine trandafirii, deci n-am cuvinte, ce fain s-a prins. Anul ăsta, la toamnă, vreau să mai pun o tură, tot așa, o tură îmi pun. Și aici cred că pus o sticlă.
O să-mi pun tot așa o tură de trandafiri și vorba e uita și mi arată și floarea asta. Deci au revenit foarte bine toate. De la bidonul cu apă și-au luat câte o picătură de apă și ele și-au tras din pământ apa. Ia uitați aici ce avem. Și asta miroase foarte bine. Mă duc un pic mai încolo, trandafirul meu de pe colț, care l-am crezut jumătate, a crezut că se usucă, vă spun sincer, dar nu, arată super ok. Abia am ajuns scările noastre. Să știți că nu este mizerie, văd că o lampă nu mai prea merge, celelalte le împrimăr foarte bine, aici are florile, o înflori foarte bine, da, da, le trebuie apă, le trebuie apă, aici deja le-a trecut vremea, am avut și niște, am avut aici, cum le spune la ea, lavanda am avut, nu mai este, aici tot așa. Uitați aici ce frumos s-au prins, uitați aici soarea asta ce frumos tot. Este un fel de trandafir căstărător și ăsta, îți face o tufă foarte mare. Deci arată, n-am cuvinte, mă duc în grădină, e noapte, eu scot lampa de la telefon să vedem ce avem aici. Vai de viața mea! Ce bine arată, ia uitați-le! Deci arată impecabil. Doamne, uitați culorile care ne așteaptă pe noi. Doamne, cum miroasă! Doamne, cum miros aceste flori! Uitați culorile ce ne așteaptă aici când venim! Ai, e viața mea! Trandafiri, flori! Ia uitați ce am aici! Noaptea se văd impecabil! Am mai multe feluri de tufă, mi s-a făcut foarte, foarte fain! Asta e o tufă, asta e altă tufă! Deci n-am cuvinte! Doamne, ce avem aici! Impecabil! Și acestea îți dau drumul la flori! Fac niște flori foarte frumoase, trandafirii, văd că au ieșit printre, aici trebuie să facem un pic de curățenie pentru că sunt foarte multe, văd că, maică, asta e floarea Maicii Domnului, mâna Maicii Domnului, văd că și-a revenit foarte bine, știți că am pus-o ultima dată și era foarte stropită și aproape uscată, și-a revenit foarte bine pentru că nu-i trebuie mult soare și nu trebuie foarte odată să fie desodată, văd că și-a revenit impecabil, Doamne, aici eram trandafirii, flori amestecate, culori, Culori, ia uitați aici, Doamne, verde, aici avem căpșuni, trebuie să mă uit că de aici, cred că trebuie să le mutăm, căpșunile, data, trebuie să le mutăm. Grădina mea cu flori, Doamne, ce bine arată, ia uitați ce am aici, o tufă, și-a revenit tufa asta. Era foarte palidă, dar văd că s-a revenit. Am pus sticle cu apă. O metodă foarte simplă. Sticle cu apă în grădină. Deci aici am pus 2-3 sticle. Aici, mai, așa, la 2 metri, să zic. Și da, am pus sticle cu apă. Și arată super fain grădina. Nu este uscată, dar chiar deloc. Aici cred că am muri. Smeură, muri, nu știu ce e asta. Trebuie să mă ocup de el. Un fel de mur, smeură, ceva de genul. Dar aici am și o căpșună, arată super ok și căpșuna. Deci nu mi s-a uscat nimica, domnule, deci arată grădina impecabil. Zici că, nu știu, uitați ce verde. Deci, ce de frunze, foarte multe frunze, ia uitați. Impecabil, domnule, impecabil. O frumusețe, fetele trase. Alo, mama! O deschis fiica mea. Geamul. Hello, Kitty! Dar arată impecabil, vreau să mă duc să văd celelalte, e noapte, îmi cer scuze, mii de scuze, că nu se vede bine, dacă se vede bine, o să vedem asta, cred că își revine și asta, are ceva frunze verzi, da, o să își revină, da. Liliacul meu arată super ok, foarte fain arată, s-a prins chiar foarte bine, verdulețul meu verde, deci abia aștept să le întâmpin. Să le întâmpin și să văd ce-i cu ele. Dar da, și liliacul arată foarte, deci asta are rădăcină. O să am 3-4 lilici aici în curte la vară. La anul care vine, nu știu dacă o să facă flori, dar sunt sigur că o să am. Iar a crescut iarba aici la noi. Aici e alt liliac, care e și ăsta foarte bine prins. Foarte bine prins. Nu trebuie stropit, trebuie să... Mâine să-l dăm. Aici avem... Leandrul nostru care s-a prins impecabil. Deci avem un trandafir care sunt sigur că o să prindă și el în posiară. Da.
Aici avem niște flori și asta s-a prins foarte bine. Vă văd că este prinsă. Aici avem un trandafir care arată super fain. A crescut foarte, foarte bine. Ia uitați-vă la acest trandafir cât e de verde. Uitați cât a crescut trandafirul ăsta, dragilor. Deci arată ceva de vis. Da, este grădina mare, trebuie mult de lucru, dar nouă ne place. Leandro arată picobelul, deci n-am cuvinte, s-a prins impecabil. La iarnă o să-l acopăr cu un saci de nylon și arată pe lângă și pe lângă rădăcină ca să nu cumva să îmi înghețe. Și da, florile mele arată foarte bine. Uitați, alt trandafir chiar lângă groapa de nisip care abia așteaptă să deschidă. Acest trandafir nu am crezut niciodată că o să se prindă. Și uitați-vă la el ce bine arată. Uitați-vă la el cum arată, cât e de mare. Doamne, da, aici este și furtunul, dar noi nu am pus niciun furtun cu apă deocamdată. Mergem în spate la grădină, acolo merge furtunul și acolo ud în spate la grădină, nu aici. Pentru că aici, cum v-am spus, punem câte o sticlă. Ia uitați ce bine arată florile. Uitați-vă cum arată aceste minuni de flori. Astea au flori albe, da? Foarte bine arată florile. Încep să facă flori albe, care miroase foarte bine, da. Îmi place ce văd. Iar această plantă iar a fost uscată și văd că și-a revenit super, super fain. Doamne ajută! Da, da. Păi cum să nu te bucuri când vii și te așteaptă așa ceva? Cum să nu te bucuri când vii și te așteaptă așa ceva? Aici e noapte și îmi cer scuze. Iară florile foarte bine. Da, super fain arată aici la pom. Această floare din ghiveci, o să vedem ce facem cu ea, pentru că și asta mi s-a uscat și văd că și-a revenit foarte bine. Am două modele aici în ghiveci de flori, care trebuie să mă uit ce fac cu ele mâine dimineață. Și, da, de aia mă bucur să vin aici. Oh, ce aer avem aici, dragilor. Asta e colțul raiului, care noi când ieșim de pe terasă, de acolo când ieșim dimineața, ne întâmplă aceste buchete mari de flori. Deci aceste minunății, aceste culori, ceva de vis. Trandafirii ăștia care o să urce mult în sus. Bineînțeles că la toamnă o să fie tunși, așa că, da. Doamne ajută-mi mai bine. Cum vă spun de fiecare dată, dragilor, cer mii de scuze pentru claritate, probabil că a fost noapte și nu se vede bine. Vă rog din suflet o distribuire, o abonare, ca să puteți vedea și celelalte videouri pe care eu le fac, cu mare drag pentru voi, și bineînțeles un comentariu și un like. Vă mulțumesc tare mult din suflet. Doamne ajută! O seară minunată, un weekend minunat, vă doresc la fiecare. Vă mulțumesc pe această care, fiecăruia care stă alături de mine și fiecăruia care mă susține acolo cu un like sau cu un comentariu sau cu o abonare. Vă mulțumesc din suflet. Doamne ajută! Ciao, ciao!